Aici remarcăm trecerea lui Sandu din trecerea unei frontiere cu pașaport asigurat, trecerea frontierei dinspre jurnalismul cotidian înspre literatura. Avem de-a face aici, înapoi acasă, în Maramureș, cu un spațiu ce stă martor și stă mărturie a lumii, a vieții în această perioadă. Sunt 30 de ani buni de viață în Maramureș, în care Ruja n-a făcut decât să scotocească, să scormonească în trecutul și în prezentul acestui ținut.